Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apropo de copilărie, vrem să vă provocăm la un joc. Să ne sunați la 0372 069599 și să ne spuneți ceva din copilăria voastră, un obiect sau un joc sau un obicei, ceva de genul ăsta, despre care copiii de azi nu știu nimic, nu înțeleg despre ce este vorba. Sunt inspirat în jocul ăsta, în invitația asta, de un mesaj pe care l-am văzut pe Twitter, de la o fată pe care nu o cunosc, Alina, o cheamă Alina Zuz, și care au pus această întrebare și au obținut o mulțime de răspunsuri foarte interesante. 0372069599, ce anume din copilăria voastră este acum, sau ar fi acum, complet necunoscut copiilor de azi? Practic un termen de neînțeles pentru copiii de azi. Da. Părinții de azi se plâng că odraslele lor nu mai socializează, nu mai ies afară, dar bun, s-a schimbat și lumea foarte mult. Adică sunt o mulțime de lucruri care nu mai există, de jocuri care nu mai există. Dacă eu spun pocnitoarea din cheie acum, pocnitoarea din cheie e ceva ce copiii, adică n-ar înțelege cum. O cheie, nu o ială. Cheie, dar e obișnuită, da. De care... în care puneam gămălii de chibrit, fosfor de la, un cui și în spate îi puneam un ampenaj. Și era foarte periculos. Da, foarte periculos. Și o aruncam în sus și când cădea undeva... Noi făceam asta cu o piuliță și două șuruburi. Iată. Da. Mie și o pungă legată niciodată de unul dintre șuruburi. Exact. E mai bine așa decât cu cheia. Cu cheia sună mai greu de pus în practică. Da, nici mie nu, ieși, nu mai ieși niciodată, dar pocnea foarte tare. Eu sunt convins că există un Dumnezeu al copiilor. Da. N-am niciun fel de îndoială. Pentru că am riscat atât de mult în copilăria mea și culmea. N-am ieșit din copilărie mutilat sau... Și toți copiii făceau o grămadă de drăcii și cu toate astea supraviețuiau. Cristi, ești în direct. Bună dimineața! Salut, Cristi! Bună dimineața! Zine ceva din copilăria ta de neînțeles pentru copiii de azi. Pârț! Ce e ăla? Pârț! Nu știu dacă ați auzit de jocul ăsta. Nu! Mă rog, știm altceva, da? E, la final e cu ță sau la cu... Noi, deci la noi în județul Bacău, unde am crescut eu la Onești, așa se numea, deci numele ăsta l-avea. Și cum era se un jucă? Joc care trebuia să facem, deci puteam să jucăm 4 persoane în jocul respectiv. Pe scurt, te rog. Trebuia să facem 2 găuri în pământ, câte un băt, și în spatele nostru stătea cineva cu câte o minge. Și când arunca mingea, treia să atingă bățul, treia să atingă mingea respectivă. Și când a atins mingea respectivă, treia să mergem până când ridica la mingea, treia să atingem bețele, să le punem în gaură. Na, complicat. Mulțumim tare mult, Cristi. Daniel, bună dimineața! Salut! Salut! Daniel? Alo? Da. Bună dimineața! Spune-mi, ceva ce copiii de azi nu mai știu sau nu înțeleg? Păi, sunt, cred că sunt multe. Zi una! Chiar și... fotbalul practicat pe stradă, nu poartă între două pietre. Se practică și în ziua de astăzi. Mulțumim, Daniel. Uite, aș zice telefon cu disc. Telefon cu disc. Chiar. Telefon cu disc, dacă zici, s-ar putea să nu înțeleagă niciun. Telefonul cu disc e intuitiv, adică dacă îl vede, presupun că știe ce trebuie să facă. Dar nu știe ce și cum, că nici măcar în ziua de azi, nici măcar butoane nu mai sunt. Dar dacă îi dai o casetă audio și un Walkman, crezi că știe să-l pornească? Niciodată. Vlad, bună dimineața. Salut. Salut. Bună dimineața! Ia zi! Noi jucam, când eram mici, jucam la groapă. La groapă sau târâita, mai spuneam noi. Făceam o groapă în pământ și de la o distanță oarecare aveam monede de 1000 de lei, cum erau atunci. Aveam monede și aruncam la groapă. Dacă nimerai din prima, erai tare. Uh-huh. Dacă nimerai după aia fiecare, dădea cu degetul un ban ca să nimerească în gaură, de unde a rămas aruncat banul. Gropița. Mulțumesc Gropița, mult. Bravo. Gândiți-vă și la obiecte. Sarbacane. Mai folosesc copiii de azi sarbacane? Adică țevile alea cu cornete. Uite, îmi dă o idee foarte bună, o prietenă, cu plaj. Cu plaj, mamă, cât de tare. Cu plajul chiar e greu de explicat. Da, și când ori fi adulți. Cum explici cu plajul acum? Da, ia ridică tu Androidul și... Hai, închideți! Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Deci primul lucru care îmi vine în minte este cheia legată de gât, dar asta nu e interesantă. Ar fi tuburile cu carpit. Da. Mamă, și alea periculoase. Deci pe care pocneau dozele. Mamă, alea făceau rău de tot. Și, da, am așa o nostalgie. Eu am crescut pe malul Dunării, la țară. Da. Și fiecare zi începea la ora 10, așa, ne adunam toți în centrul satului. Asta undeva de la
13 ani în sus. Plecam către Dunăre, în drum de vreo 3 km, acolo nu aveai apă, dar făceai baie, jucai fotbal pe malul Dunării, și dacă cumva ți era sete, căutam pârâiașe care erau pe lângă Dunăre, făceam o groapă mai mare, după aceea o groapă mai mică, apa se filtreze, se decanteze. Da. Și beam câte puțin de acolo. Da, fascinant, fascinant că puteai să... Și eu mi-aduc aminte, am băut dintr-un izvor la munte odată. Astăzi n-aș mai avea curaj din izvor asta poți niciodată. Să faci chestia Băi, asta. Băi, n-aș recomanda nimănui să facă asta. Era un pârâu pe undeva și am băut. N-aș încerca asta niciodată. Claudiu, bună dimineața! Salut, salut. Claudiu! Bună dimineața, dragilor! Salut! Eu pot să mi-aduc aminte din copilăria mea de... Nu știu dacă voi știți, în Craiova, în Oltenia, se practica un joc, tije se numea. Ce făceau? Aveam fațetele acelea de cutii de chibrite, da? Fiecare, eram mai mulți copii, ne strângeam mai mulți copii, fiecare avea un anumit număr de fațete din acelea de cutii, de chibrite, le puneam într-un, făceam un cerc pe asfalt, le puneam toate acolo și cel care aruncam de la o anumită distanță cu diferite obiecte. Știu acest joc, erau multe interpretări. Apropo de cuplaj, mesaj de la un amic, zice, acum cuplajul există de fapt pentru toți. Este legiferată obligația operatorului de telefonie de a acorda acces cuplajului la discuțiile tale. Bravo, bravo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.